carențele. Revedem centrarea lui Coman pentru Luboia, iar Luboia este faultat clar de Crișan. Vă spuneam, Radu Crișan, la fel ca și Bogdan Manole, doi stopăr puternici, dar foarte, foarte lenți, iar Alin Bota poate marca primul gol în Liga Secundă, după o perioadă foarte, foarte lungă. A mai înscris în Liga a doua pentru FC Maramureș, pentru FC Baia Mare, a jucat la toate echipele din Baia Mare în ultimii 15 ani. Ce ar putea fi... primul portar care marchează în Liga a doua din România după o perioadă destul de lungă. Îl amintim pe fostul golkeeper al Rapidului, Mircea Bornescu, care marca multe goluri când juca pentru Craiova, cei drept. Doi portari față în față. Bota la 37 de ani și jumătate, față în față cu Virgil Drăghia, 30 de ani pentru golkeeperul Rapidului. Alin Bota șutează și Drăghia apără, continuă faza.